Declan Donnellan spune: personajul se străduiește mereu să rezolve relația cu spațiul în favoarea sa. Spațiul nu rămâne niciodată neimplicat, spațiul se schimbă în continuu, de aceea personajul nu deține niciodată controlul, nu fiți surzi la vocea rațiunii. Acestea sunt doar câteva dintre cheile pe care regizorul Declan Donnellan le folosește în metoda de pregătire a actorului în noul său volum, Actorul și spațiul. Volumul este gândit sub forma unor sfaturi date actorilor pentru pregătirea rolurilor principale din Macbethul lui Shakespeare. Regizorul britanic trece doi actori fictivi, Alex și Irina, prin toate etapele necesare construirii rolului pe baza principiului relației actorului cu spațiul. Volumul editat de Fundația Culturală Camil Petrescu, cu sprijinul Festivalului Shakespeare din Craiova, în traducerea teatrologului și profesoarei Carmen Stanciu, este prima traducere a volumului într-o altă limbă, apărând aproape concomitent cu ediția englezească. Vă invităm să răsfoiți volumul, să-l citiți, pentru a descoperi modul de lucru al unuia dintre cei mai importanți regizori pedagogi ai secolului 21.